Ciule, de ce? Ce? Fă de la țară, cine crezi că te-a adus pe tine? Pe cine? Pe mama, pe fete? De ce le-ai lăsat să plece? Nici vina mea. Te rog. Vine, vine, mă urmărește! Stai așa că pare ce trebuie. Te sună, te sună. Bună ziua, dați-mi și mie, vă rog frumos, o bucată de brânză, o cutie de lapte, niște ouă. Iar vrei pe datorie? Da, iar nu mi-a dat tata bani. Nu-ți mai dau. Cât face, doamnă? 81 de lei. O să stai destul aici. Stai, nu e nevoie, mulțumesc. Stai. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult încă o dată. Nu e nicio problemă, nu vrei să te las acasă că e frig rău de tot? Să car toate plasele astea, e lung drumul. Nu de acolo, nu le car, le car de mașină. Hai, dă-mi bani. Olo, ușor, că se suge singură. Cine? Ușa de... Mă rog, lasă asta. Ia zi-mi, cu ce te ocupi? Ești student, ești la școală? Vladimir, îmi pare bine. Nu, am terminat școala și locuiesc cu tatăl meu. Mama mea a murit când eram mică. Eu suntem. Ușor, nu te mănânc, era un... Ok. Scuze? Tu ce cauți aici? Locuiești aici? Nu. Am venit la bunici să-i ajut cu o chestie, să le dau niște bani. Și de aia că eu am o agenție de modele la București, știi? Practic ajut fetele frumoase să ajungă în reviste, în prezentări de modă, etc. Să fii ca Bianca Drăgușanu. Nu te-ar interesa și pe tine să fii model? Hai mă, tu faci mișto de mine, eu model. Bă, cum adică ești nebună, ești top, superbă din orice punct de vedere, ai o grămadă de potențial, ai rupe pe încasări, plus că semeni cu Selena Gomez. Hai mă, tu faci mișto de mine. Nu, cum trebuie, mă? De ce mă iei în râs? O fată așa frumoasă ca tine, știi câți bani faci ca model? Vino cu mine la București. Mă ocup eu de absolut oriunde să faci nimic, nu te costă absolut nimic. Îți dau numărul meu acum, te gândești o zi, două. Cu cât mai repede, cu atât mai bine că se ocupă locurile astea. Și mă suni. Nu o să fie tata de acord cu asta. Nu o să mă lase sigur. Bă. Vino mă cu mine la București. Îți dau numărul meu. Te gândești foarte bine la câți bani ai putea face să scapi de satul ăsta, să vezi cum e la București. Nu te costă absolut nimic. Și mă suni la oricând, la orice oră. Da, nu știu ce să zic. Măcar să încerci. Bine. Mulțumesc pentru asta, dar o să mă gândesc. Ce aveam? E o pată de noroi. Bine. Păi... Mă așa să iau plasele din bărbagaj? Da, hai. Doamne, să vorbim pentru aia, da? Da, mulțumesc. Plăcere, hai. Te-am pupat. Ce faci, mă? Hai, mă, lasă. Ce cauți, mă, la mașină? Tu știi cine e ăla? Cine? Lasă, tu cum să te las, mă? Ce cauți la mașină? Iar țipi, lasă-mă! Mă, tu știi cine e ăla? Mă, tu știi cine e ăla? Da, e ăla care mi-a plătit cumpărăturile. Ce cauți, mă, la nenorociți ăștia mașină? Bă, ce ți-am spus eu ție, mă? Lasă-mă! Ce ți-am spus eu ție, mă? Ce faci, mă, îți bagi joc de mine? Ți s-a făcut de ciocan? Zi-mă! Zi-mă, nesimțit-o, mă! Lasă-mă! Când ai fi în stare să-mi cumperi mâncare, atunci să-mi zici asta! Păi eu te-am întreținut! El mi l-a cumpărat, nici nu mai vrea să-mi la datorie, lasă-mă! Te cumpără, mă, pe tine și te duce din satul ăsta! Ce unde, ce? Te-ai săturat de masturbări, să te arde, să te ardă! Cât mai mă faci, mă, de râs, că mai făcut de râs de tot satul ăsta, bă! În tot satul ăsta n-am omorât-o, mă, eu pe măta, mă, n-am omorât-o eu pe măta! Măta așa a fost tot ca tine, o jigodie, de-o întindeam
Iona lui Cârpă pe toate canalurile pe aici. Și tu, mă! Ai înțeles, mă? Ai înțeles? Igorie, ce ești? Îți bagi joc de mine? Știi ceva? Plec, plec la București să mă f***! Plec la București? Du-te și f***! Ai cazut râsul satului! F***a satul ai cazut! Să mă faci pe râs! Alo, alo? Ce faci? Am fugit de acasă, am nevoie de bani și am ajuns în București, sunt în gară. Da, ești, ești la, la gară? Da. Okay. Sunt în gară. Ok, hai că vin acum, hai, ba. Bine, bine. Ce frumos ești, mulțumesc mult că m-ai adus. Mă bucur, îți place, da, eu trebuie să plec acum. Te las pe tine să te faci comodă. Mă întorc mâine cam puțin de apă, ok? Stai un pic. Dar sopa unde e? În pat la sală. Bună! Ia, vezi cum îți stau. Mulțumesc mult! Plăcere, ia și asta. Păi și pe care să o probez? Băi, eu zic să încep cu asta, bă, și prima oară. Bine, mulțumesc mult! Hai, te las să schimb, da? Bă, este mașină! De ce le-ai lăsat să plecem? Pe cine? Pe cine? Pe mama, pe fete! De ce le-ai lăsat să plecem? Nici vina mea! Bă, tu știi câți bani pe el? Dar cui-i vina? Dacă dai mine, mă dau doar vesile, le spun tot! Le spui tot? Vedem! Hei, ce faci? Ai venit! Te-am așteptat atâta! Trebuie să vorbim. Ce trebuie să vorbim? Stai un pic acolo. Deci, fii atent. Știi de ce vine viața mea la București, da? Da! Nu! Ca să faci bani, ești pe asta? Ca să faci bani. De ce vorbești așa cu mine? Fii atent. Îți place rochița sau uite aia pe care mi-ai luat-o? Deci, e simplu să o zic pe șleau. Bărbații puternici, stai aici, bărbații puternici din industria mondenă au niște plăceri și niște nevoi ca orice bărbat. Dar ascultă-mă. Ca să ajungi ca Daniela Curădu, să ajungi puternică, să ajungi să ai bani mult, să scapi din sărăcia aia de sat, trebuie să faci niște chestii pentru ei o dată, de două ori, de câte nevoie. Adică cu tine? Adică cu ei. Păi cu tine. Nu cu mine. Nu, cu ei. Nu înțeleg. Ce p***a mea nu înțeleg? Mă doare! Bine, dar zi-mi ce nu înțelegi. Și pe asta la cap? Mă doare, trebuie să le satisfaci nevoile. Adică să vorbesc cu ei? Să te cu ei, ești proastă? Măi, eu nu fac asta, lasă-mă și pace! Cum să nu faci asta? Nu fac asta, nu vreau! Fă, tu ești retardată? Cum să nu faci asta? Adică... Cum să nu faci asta? Fă, de la țară, cine crezi că te-a adus pe tine? Cine te-a adus pe tine de la țară, zi? Te ajut, stai să duc și eu comanda asta. Bine, mă urmărește! Bine, hai la mine acasă, hai! Hai, intră! Ce faci acum, suntem în siguranță? Ce s-a întâmplat? Vreau să mă prostituez, e o poveste lungă, nu contează, o să-ți povestesc. Mă, să știi că eu nu vreau să am probleme, adică eu am muncit foarte mult timp să ajung unde am ajuns. Livrator? Livrator de tot, vezi că orice comandă, maxim 30 de minute am făcut-o, am recenzii foarte bune. Eu nu vreau probleme, deci nu chiar nu bine, vreau. Bine, nu o să se întâmple nimic, stai liniștit, mi-e foame, ai ceva de mâncare? Am niște cereale bune, laptele s-a stricat. Păi și eu ce mănânc? Te rog, mi-e foame rău. Vrei să-ți iau ceva de mâncare? Mă duc repede și da, te rog, du-te. Da, nu pleci.
Nu plec, aici stau. Ai voie să te duci în altă cameră dacă vrei, dar n-ai voie să ieși din casă. Nu plec, aici stau, aici stau. Bine, bine, mă întorc repede, da? Nu mă mișcă. Uite, uite așa. Bine, nu plec. Alo? Uite ce să fac, mamă, mă duc până la magazin. Da, mami, da, da, nu mai ești la ora asta. Mă duc până la magazin și gata, atâta. Da, mami, mi-am făcut și iubită. O să o cunosc și iubită. Ce iubită? Lasă-mă! Unde să e banii, mă? Zi, mă, îți place, a? Să spun femeile la alții. Eu n-am făcut. Bă, taci, că eu vorbeam. Cine ești, mă, tu, salvatorul lui pește? Cui ești tu, Batman? Cine dar ești tu, mă? Dar nici n-am pus mâna pe ea, nu știu că ea avea o comandă de tu și a sărit la mine că... Tu s-o salvezi că o omoară cineva, nu știu. Bă, bă, nu mai fura tu, mă, pâinea la alții, mă. Dar nu știu. Fă-ți, mă, tu banii, bă, și lasă-mă pe mine să fac banii cu... Păi, dar să vreau că nici comanda n-am pus-o. Taci, că m-ai plictisit, taci, că m-ai plictisit. Taci, din gură, s-o te împuși. Taci. Dă-mi drumul, că eu n-am făcut nimic. Taci! Dacă mai vrei să-l vezi pe Batman ăsta, livratorul c***, îți dau locația pe WhatsApp și vii exact acum, în secunda asta. În secunda asta vii și tu, că vă omor pe amândoi. Dacă vrei să iau un om cu pe conștiință, nu veni. Hai. Lasă-mă să plec cu ai pe ea, lasă-mă! Nu! 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 Nu!